Iohannis este pentru noi omul în care ne punem încrederea că va fi viitorul președinte al României, pentru toți românii și pentru țara asta care o iubim. Klaus Iohannis, președinte! Din ce nu și-ai proprie și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine, cururi și acum. Fie să renască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Din ce nu și-ai proprie și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine, cururi și acum. Fie să renască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Ca și mâine, cururi și acum. Fie să renască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Din ce nu și-ai și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine, cururi și acum. Fie să renască numai cel ce har. Ca și mâine, cururi și acum. Fie să renască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Din ce nu și-ai propriu. Yes.
și mâine cu rușia cu. Fie să ne nască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Din cenușa ai proprie și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine cururi și acum. Fie să renască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Din cenușa ai pro și din propriu scrum. Astăzi ca și mâine cu rușia tu. Fie să renască numai cel ce har. Astăzi ca și mâine cu rușia cu. Fie să renască numai cel ce har. Are de-a renaște curățit prin jar. Din ce nu și-ai pro și din propriu scrum. Astăzi ca și mâine cu rușia cu. Fie să renască numai cel ce har. Și din propriu scrum. Astăzi ca și mâine cu rușia cu. Fie să renască numai cel ce har. Și din propriu scrum. Astăzi ca și mâine cu rușia cu. Fie să renască numai cel ce har. Din jar.
astăzi ca și mâine puru și acum. Fie să ne nască numai cel ce har, are de-a renaște curățit prin jar. Din cenușa ai proprie și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine, pururi și acum. Fie să renască numai cel ce har, are de-a renaște curățit prin jar. Din cenușa ai și din propriu scrum. Astăzi ca și mâine, puru și acum. Fie să renască numai cel ce ca și mâine, pururi și acum. Fie să renască numai cel ce har, are de-a renaște curățit prin jar. Din cenușa ai și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine, puru și acum. Fie să renască numai cel ce și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine, pururi și acum. Fie să renască numai cel ce har, are de-a renaște curățit prin jar. Și din propriu-i scrum. Astăzi ca și mâine-i pur. Domnul deputat Lucul Părmânjur, care și-a propus să pună pe picioare partidul nostru liberal aici, în Neamț. Domnul Lucul Părmânjur, vă rog să-l aplaudim. Vechiul meu coleg, vechiul meu coleg, domnul George Fulgur, care a intrat în Partidul Democrat când eram eu în campania din 96, știți că la Neamț am fost președinte, că am luat cel mai multe voturi, eu. Domnul Fulgur, să-l aplaudăm cu drag. Altcineva aici, domnul Radu Surugiu, deputat. Tot de-al nostru, să-l aplaudăm.
aici e o cunoștință și mai veche, chiar nici nu știu că s-o vedem. De 25 de ani aproape. Domnul Dragan, om pe bază de primar de 25 de ani. Ales atunci și acum încă primar. Mulțumesc mult că ați venit. Știți care e motivul pentru care suntem aici împreună? Eu, cu toată convingerea și cu sinceritate vă spun, că îl susțin pe domnul Claus Iohannis. Îl cunosc acum, nu l-am cunosc, dar îl cunosc. Și am acum o vedere foarte bună. De asta suntem aici. Și vă rugăm să aveți amabilitatea, să vă urmați și mie sfatul, recomandarea și să mai vorbiți despre el, că cu cât e mai cunoscut, cu atât câștig mai mult. Și oricum, aș vrea să vă spun ceva care ține de adevărat de rolul acestor alegeri, și anume, ce văd de președinte în alegerile dumneavoastră. Eu știu foarte bine, pentru că am această bucurie de a mă întâlni cu oamenii oriunde. Mă primesc oamenii oriunde, mă opresc, mă întreabă. Ieri, spre exemplu, am fost în două fabrici mari, în Buzău. Și mai sunt. Și să știți că foarte mulți sunt foarte necăjiți. Am auzit ce mai des până în finalul discuțiilor mele cu oamenii. Speranța mare ultimă. Dar eu nu vreau să mai fie. Dar eu nu vreau să mai fie o speranță așa. Nu mai vreau ca oamenii să fie necăjiți după ce au votat, care ne-ați promis, ne-ați lăsat de izbeliște. Noi tot cu necazurile noastre am rămas, tot cu problemele noastre. Eu nu pot să vă promit, sincer, după ce am intrat în politică, în Revoluție, să vă spun lucruri decât în care cred. Eu însă sper sincer, că omul ăsta alinează niște le disciplinează și le pune contul. Și asta deja e mai jur. Să dea Dumnezeu! Mulțumesc, Dumnezeu! Și am fost atât de bună la președinte Drăgan, fotografiile care au fost întrebări le veți găsi la sediul nostru de campanie pe strada Republicii numărul 22, la sediul de campanie al ACL-ului, sediul de campanie în care ne veți găsi și pe noi și unde vă așteptăm cu drag ca să vă implicați, să ne întrebați, să vă mobilizați și să ne mobilizați. Și dacă domnul Drăgan, domnul Flutur, vă rog că aduceți câteva intervenții, domnul prim-ministru, domnul ministru. Doar bună seara, vreau să vă spun și oameni buni și bine v-am găsit. Mă bucur să pot să vă salut aici la dumneavoastră acasă, la Piatra Neamț. Noi suntem în campanie electorală și de regulă oamenii politici în campania electorală sunt mai greu de suportat. Mesajul sincer și simplu, să votați un neamț pentru Piatra Neamț. Am venit să vă cerem un vot pentru Claus Iohannis. Și o fac cu drag pentru că avem despre cine vorbim. Nu vă țin o lecție, dar eu cred că România, dacă are nevoie de ceva, are nevoie de un om bine organizat care să pune lucrurile în ordine. Eu cred că e nevoie de un om cum e Claus Iohannis. Am avut 25 de ani oameni care au vorbit foarte frumos, dar care au făcut puțin. Judecați cum arată Sibiu, cum vrem să arate România. Gândiți-vă în ce direcție vrem să meargă țara noastră și copiii dumneavoastră. Vrem să meargă spre Moscova cu Ponta sau vrem să meargă cu Claus Iohannis spre lumea civilizată. Petrecere frumoasă, vă respect și am încredere în înțelepciunea dumneavoastră. Bună seara tuturor! Mă bucur că suntem împreună noi, cei de la PDD și PNL, în mare parte liberal. Ne veți găsi pe buletinele de vot pe domnul Iohannis la poziția 2, în căsuța ACL. O să vedeți mai ușor ACL, o alianță creștin-democrată, dar creștin-liberală, Claus Iohannis. Vă cer acest vot și eu vi-l cer ca un om care 25 de ani am trecut la partid niciodată, am avut încredere în dreapta și am încredere că se vor întoarce copiii noștri în străinătate într-o țară ca afară. Noi, români, aveam o vorbă.
dacă se poate și așa, dar nemții spun România lucrului bine făcut. Să dea Dumnezeu să faci un lucru bine făcut în România, care să fie tezeștia bunăstării fiecărui român, să dea Dumnezeu să meargă economia, ca să avem siguranța că toți care trebuie să mai și ne odihnim cu o viață întreagă de muncă, vom avea asigurată o pensie decentă după o viață de muncă și de luptă. Să dea Dumnezeu să câștige Klaus Iohannis, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul dumneavoastră. Doamne ajută! Vreau să vă prezint și eu pe domnul deputat Radu Surugiu. Domnul deputat Radu Surugiu este născut, crescut, făcut din Piatra Neamț. Și a venit aici acasă, vedeți, tânăr, înalt, frumos, mai trebuie pus la muncă de către dumneavoastră. Domnul deputat. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, bună seara, de fapt. Sunt prea tânăr, cred, să vă pot transmite un mesaj, poate, de înțelepciune. De aceea am venit și noi venim să cerem un mesaj de înțelepciune de la dumneavoastră. Le povesteam mai întâi câtorva colegi că eu aici, acum 12 ani, anul de 14 ani, am avut balul de clasa 8-a în această locăță. Cu siguranță aveți copii mai mari ca mine, nepoți poate de vârsta mea. Eu am 30 de ani și am șansa să fiu unul cel mai tine deputați din Parlamentul României. Vreau să vă spun un singur lucru pe care părinții mei, care sunt de vârsta dumneavoastră, și profesorii mei, care sunt de vârsta dumneavoastră, mi l-au spus de foarte multe ori. Eram preveniți că vom fi o generație de sacrificiu. Generația fratelui meu, care are 37 de ani, a fost o generație de sacrificiu. Eu m-am implicat în politică pentru că nu vreau ca generația mea să mai fie o generație de sacrificiu. Și am toată încrederea în Klaus Iohannis, în puterea lui, și așa cum bine a spus și domnul Petre Roman, cum a repetat-o și domnul Fudor și domnul Cosmanciu, avem nevoie de un om care să pună ordine, care să spună odată pentru totdeauna că nu va mai exista generații de sacrificiu în România. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ne ajute pe toți, să ne dea putere, înțelepciune și să trecem cu bine și peste aceste zi. Doamne ajută! V-a plăcut? Înseamnă că îl mai chemăm, nu? De fapt, v-a chemat dumneavoastră de acum încolo. Este și președinte de organizație la PNL Piatra Neamț și împreună în această echipă o să fim în fața dumneavoastră. Și numărul de telefon, Radu, numărul de telefon, dar pentru toți cei care vor să ne cunoască, îi așteptăm la sediul nostru al Ateneului de Republice, unde la Partidul Național Liberal, împreună cu colegii, împreună cu domnul președinte Dragan, cu domnul Maura Natalu, vă așteptăm pentru fotografii. Și vă dorim să aveți o petrecere frumoasă, să aveți poftă bună și Doamne ajută să fim împreună la victoria cea mare! Petre Roman! Klaus Iohannis este pentru noi omul în care ne punem încrederea că va fi viitorul președinte al României pentru toți românii și pentru țara asta care o iubim. Klaus Iohannis! Președinte!